voi ați spus că vă doriți să deveniți vorbitor mai bun. O parte dintre voi poate vă doriți să vă faceți prieteni, să vă explorați pasiunea. Puteți face multe din aceste lucruri într-un curs despre care o să vă vorbesc, și anume cursul Speaker Elite. Avem câțiva absolvenți de Speaker Elite aici și o să fie mulți alții. Speaker Elite a venit dintr-o dorință personală care s-a armonizat cu o altă dorință personală a lui Andy Secchi. Cunoașteți pe Andy Secchi? Ați auzit de el? Ok, mă bucur că o parte importantă îl știți. Pentru ceilalți, el este unul dintre oamenii care este plătit să vorbească în public. Professional public speaker. Sunt foarte puțini în România care și primesc bani să vorbească și mai ales care o și fac foarte, foarte bine. Și el, nu e o întâmplare, nu s-a născut public speaker. De vreo 20 de ani face chestia asta și se tot dezvoltă în domeniul ăsta și a ajuns să cunoască niște elemente care l-au făcut bun. Și elementele alea le-a pus într-o serie de tutoriale video pe care le-a oferit sub formă unui curs video. Dar nu era destul. Și simțea și el că nu era destul și simțeam și eu chestia asta. Și am avut o discuție cu el în 2012, pregăteam lansarea Speakers Arena, rebranduirea noastră. Ne numeam altfel înainte și ne-am schimbat titulatura în Speakers Arena. A fost un eveniment mare cu 350 de oameni și el era unul dintre vorbitori. Și pregăteam evenimentul și spuneam despre Speakers Arena, despre cursul ăla și hai să facem ceva împreună. Haide ca oamenii ăștia să primească cursul într-o perioadă de timp, cum ar fi 10 săptămâni, și eu să mă văd cu ei săptămânal, o dată, de două ori, să exerseze speech-urile, să creez un mediu ca acesta, un mediu safe, un mediu plăcut în care să exerseze speech-urile. Și ce a ieșit, a depășit și așteptările mele și ale lui. A ieșit Speaker Elite, un proiect care a început ca pilot în 2012, acum va continua în 9 orașe din țară, 9 orașe din România. Iar mie personal, în cadrul Speaker Elite și Open și Corporate, mi-au trecut peste 150 de oameni prin mână. Și pot să vă spun o statistică foarte simplă. Nivelul de la care ieși din Speaker Elite este vorbitor bun. Ăla este nivelul, aia e bază. Există și vorbitor excepțional de acolo. Am avut plăcerea să vorbesc cu Marian Drăgulescu. Îl știți pe Marian Drăgulescu? A fost de 8 ori campion mondial la gimnastică. Dar nu prea știm oamenii ăștia, că dacă nu fac un vion, nu jefuiesc o bandă sau așa, e mai greu să auzi de ei, dar a fost omul campion, 8 ori. Nu prea mai sunt mulți ca el, dar... Deci e mai mare campion. Da, da. Știu. Dar mi-ar place ca să aibă un brand mai puternic și asta am și făcut în Speaker Elite. L-am ajutat cu toții să devină un vorbitor mai bun și am să vorbească din ce în ce mai mult și o să inspire din ce în ce mai mulți oameni, fiindcă are cu ce, are 8 titluri câștigate și multă muncă în spate. Nivelul este de la bun la foarte bun în sus. Există și oameni excepționali de acolo, care au muncit foarte mult. Adică diferența de la bun la foarte bun și la excepțional, efectiv cantitatea de speech-uri pe care le ții. Ocazia să vorbească cu autorți. Și practic ce se întâmplă acolo? Se întâmplă următorul lucru. Ne vedem săptămânal. În București avem ocazia să avem două grupe, deci ne vedem de două ori pe săptămână. Vor fi 20 de întâlniri în care ai ocazia să vorbești. Dacă ții undeva între 3 și 5 speech-uri, saltul este vizibil pentru toți. Este vizibil de la primul, al doilea, dar undeva între 3 și 5 se face un declic foarte interesant. Și primești feedback de la toți cei din sală. Feedback 360 de grade. Vezi ce au spus toți despre tine, care a fost percepția lor. Și percepția ta interioară, vai, am fost oribil sau în rare cazuri, am fost un superstar, se temperează și ajunge la o realitate. Uite cum ai fost perceput. Te vezi pe cameră. Primești feedback de la expert. Dar partea care mie mi se pare vitală este că ai ocazia să vorbești din nou. Dar nu să folosească ceea ce a spus. La fel și Mihaela, la fel și eu. Vom avea ocazia să vorbim și o să ne folosim din nou. În speech-urile noastre viitoare. Acolo ai ocazia să faci asta într-un mediu accelerat. Săptămână de săptămână ai ocazia să ții un speech. Dacă nu îl ții, vii și observi oamenii vorbind și le dai feedback. Înveți din ceea ce spui și din ceea ce auzi. Primești tutoriale la video. Ai o groază de canale de învățare astfel încât creșterea ta ca speaker să fie accelerată. Așa că dacă ai intrat în program și ai venit la întâlniri, inevitabil vei deveni un vorbitor mai bun. Tu decizi nivelul la care vrei să ajungi, oportunitatea o ai.